E foarte importantă acea călăuzire a Duhului Sfânt și sensibilitatea de a cunoaște ceea ce vrea Dumnezeu să facă. Era înainte de 89 și oamenii bogați erau cojocarii și oamenii bogați erau cei ce injectau mase plastice. Și unul dintr-un județ limitrof cu Aradul mi-a dat telefon, era un ucinic de ăsta pe ascuns a Domnului, eu numeam la fără frecvență. Îmi dă telefon și spune, știi, mama a murit, te rog să vii la mormântare. Era președintele cooperației, se ocupa și el de injectat mase plastice și am zis, gata, mă duc. M-am pregătit, mă spusem că vine o galerie întreagă de tovarăși la mormântare. Și m-am pregătit să mă duc să predic tovarășilor, că era o ocazie să le spun ceva. Când să plec din birou, nu erau telefoane mobile, sună telefonul fix și o voce stinsă. Alo, sunteți domnul pastor Tipei? Da, eu sunt Tibi, un băiat de 16 ani, 15 pe 16 ani, și îmi spune, de 4 zile n-am mâncat nimic. Frații mei mai mici, de mai multe zile n-au mâncat nimic, stau aici în pat. O bătrână mi-a dat numărul dumneavoastră de telefon și mi-a spus că pocăiții îi ajută pe cei ce sunt în nevoie. Băi, dar unde-s părinții tăi? Mama e în spitalul de canceroși la Timișoara, iar tata ne-a părăsit de mai mulți ani. Eu trebuia să plec la mormântare. Am căutat în buzunar, am dat niște bani la unul din funcționarii de acolo și am zis, du-te pe strada sinagogii numărul 6, acolo găsești niște copii care n-au mâncat nimic, du-me ceva de mâncare, pentru că eu trebuie să plec. Și am plecat. Și pe drum m-am gândit la Iacov, care zice, credința fără fapte e moartă. M-am gândit că unii spun că epistola lui Iacov nu are ce căuta în Biblie, că ar trebui scoasă. Dar uite, aici deja mă provoca situația asta să-mi schimb predica și am schimbat-o. Și toată predica mea s-a raportat în Apocalips, capitolul 14, cu versetul 13, ferice de acum încolo de morții, care mor în Domnul, da, zice Duhul ei, să vor odihni de ostenările lor, pentru că faptele îi urmează. Și m-am luat de Apocalips cu faptele și de Iacov și am tras tare pe fapte și am dat și exemplul ăsta. Erau vreo 20 de slujitori, păstori, prezbiteri, diaconi, am predicat eu că am venit de la filială. Am predicat eu atunci și toată lumea m-a ascultat. S-a terminat slujba, a venit băiatul moarte și a zis, dacă se termină la cimitir, să veniți acasă, că am tăiat doi porci și un vițean și dăm o masă. Când tăiau câte unul, câte un vițean înainte, erau pedepsele extraordinare înainte de 89. La tovare se putea, nu era problemă. Și i-a spus, bă, băiatul meu, eu din principiu nu mănânc la mormântări și doi mă și grăbesc. La groapă mă duc cu mașina și după aceea plec. Și m-am dus la groapă cu mașina, s-a terminat slujba. Când se merg să urc în mașină, văd un bătrân că se apropie de mine. Era, parcă-mi văd și acum, murdar, zdremțos, luceau hainele pe el. Aveau cujma albă, ziceai că tot e mâncată de șobolani sau de șoarici. Tăra un picior după el, era cu o cârjă, se apropie de mine și când era câțiva metri, hai de mine ce miros avea. Și zice, domnule, te rog să mă duci cu mașina și pe mine acasă. Dar zic, cum din cât să aici în cimitirul ăsta, tocmai pe mine m-ai găsit? La mine mașina totdeauna e curată, mai port și oficialități uneori cu ea, așa, asta e natura slujbei. Dar zice, știi, m-a dus unul și m-a lăsat aici, te rog să mă duci cu mașina acasă. Primul gând a fost să-i spun, nu te duc. Dar a doilea gând m-a făcut să mă cercetez și am zis, dacă ăsta a fost acolo în curte și mi-a auzit predica. Și acum vrea să vadă dacă fac ce am predicat, că am tot pus accentul pe fapte. Am oftat odată și am zis, bine, hai că te duc. O venit, dar zice, ajută-mă să urc în mașină, că eu nu pot. Ce să-l ajut când s-a apropiat de mine. Așa cu două degete am prins cârja, am aruncat-o cumva în spate. A pus-i în piciorul sănătos înăuntru, dar celălalt de lemn a trebuit să-l ridic eu, să-i împun, vai de bine. Am pornit, am lăsat geamul jos, de ce? Închide geamul că eu sufăr cu curentul. Doamne, ce vrea să fie? N-am ce face, acum mă duc. Am intrat, când am intrat în localitate, îmi spune, ia-o pe prima la stânga. Am luat-o pe prima la stânga și, cum se zice, în Banat, deja am divulgat în ce județ. Cum se zice în Banat, lipitura a început să cadă după casa unde locuia el, nu mai avea nici gard la stradă, numai niște stâmpi.
Și zice, oprește-te că aici mă cuiesc. Repede am lățat ușile deschise pe partea mea, m-am dus, i-am dat cârja, l-am luat, m-am uitat pe bord, că tot timpul făcea cumva din gât. Am zis, mă, numai să nu fie aruncat ceva pe aici. Făcea din gât, o tusă avea, o tusă seacă. Și l-am dat jos de mașină. Și zic, să fii sănătos, de ce stai puțin. Zic, nu trebuie să-mi dai nimic, lasă, eu... Domnule, stai puțin. Domnule, ți-am spus că nu trebuie să-mi dai nimic. Nu mă vedeam scăpat de el să plec cât mai repede. Și omul începe să plângă. Și domnule, te rog să stai puțin. Trebuie să-ți arat ceva. Când am văzut că plânge, mi-a fost milă. Și am stat. Zice, în câteva minute înapoi, târând piciorul după el, ca s-o dat-o de la plevna, a intrat înăuntru și după câteva minute vine cu un plic în mână. Zic, domnule, nu ți-am spus că nu trebuie să-mi dai nimic, nu iau niciun ban, lasă-mă să mă duc. Domnule, stai puțin să-ți spun, domnule, de ce nu mă las să spun? Hai, spune, ce vrei să spui? Vezi plicul ăsta? Aici e toată averea mea de viață. Aici am 5.000 de lei, bani care i-am adunat pentru înmormântarea mea. Domnule, așa m-ai mișcat acolo acasă când ai spus de copiii ăia, că numai surii ți-au trecut prin mine. Și eu vreau să-ți dau banii ăștia să-i duci acolo. Am uitat la ea. Mi se părea că citesc o completare la Noul Testament. Au fost acolo cel puțin 20 de slujitori. Nimeni nu a zis, frate Tipei, strada sinagogii, ce număr e aia, că vrem să trecem și noi pe acolo. Sau să zic că ține 200 și de la mine și du acolo. Am schimbat imediat toată situația și am zis, tăticule, noi pocăiți avem un obicei, noi punem niște bani deoparte, zicem că ia-ți banii Domnului și mai am eu niște prieteni, știu că au pus și ei și lasă că îngrijim noi. O zic, domnule, dacă nu iei banii ăștia să-i duci, până de seară Dumnezeu pe mine mă trăznește. Eu sunt așa de frământat, lasă-mă să iau doar 10 lei să am până săptămâna viitoare când îmi vine pensia și restul dui și dă-i la orfanii aia. Vă rog să mă credeți. M-am uitat la el, nu-mi venea să cred, din mulțimea aia mare, din atâția slujitori, oameni cu bani, oameni cu poziții, nimeni n-a fost sensibilizat. În viața nimănui nu a atins cuvântul lui Dumnezeu, pe niciunul nu a mișcat cuvântul și Duhul Sfânt, numai pe amăritul ăla. De aceea vom avea surprize când vom ajunge în cer. Vom avea mari surprize. Vor fi surprize extraordinare că o să ne uităm să vedem oameni care am crezut noi că au niște dimensiuni extraordinare și nu o să-i vedem acolo. Și o să vedem